Constanța este în aceste zile loc de pelerinaj pentru mii de credincioși din Dobrogea, dar și din întreaga țară. Brâul Maicii Domnului, împreună cu un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul, de la mănăstirea Catoxenia din Grecia, au fost aduse în orașul de la malul mării încă de ieri. Cele două oracle vor rămâne aici până luni. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a întâmpinat ieri cele două oracle de la Biserica Adormirea Maicii Domnului II din Constanța. De aici, ierarhul împreună cu credincioșii au mers în procesiune cu cinstitele odoare până la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Petru și Pavel, unde au fost așezate spre închinare peste noapte. Brâul Maicii Domnului pentru creștinătate este cel mai scump odor, pentru că ne aduce Sfințenia din cer. Acest brâu a fost purtat de mâinile Mântuitorului Hristos când a ridicat-o pe Maica sa la cer și a fost dus înaintea Tatălui Ceresc. Numai rugăciunile Sfântului Toma și dragostea față de neamul omenesc a făcut ca Maica Domnului să slobozească acest brâu pe pământ, ca noi să-l avem nu doar ca mărturie, ci ca legătură sfântă cu Maica Domnului, ca și noi să rămânem fii fideli ai Maicii Domnului și ai Părintelui Ceresc. Azi dimineață, brâul Maicii Domnului, împreună cu moaștele Sfântului Stelian, au fost purtate în procesiune până la Biserica Sfânta Maria din oraș, unde au fost așezate spre închinare. Apoi, înalt preasfințitul părinte Teodosie a oficiat Sfânta Liturghie în această biserică, cea mai mare din Constanța. Ziua de astăzi, pentru parohia noastră, este cea mai mare sărbătoare, pentru că Maica Domnului este ocrotitoarea sfânt locașului nostru. Pentru toți credincioșii din parohia noastră, acest moment este o minune, pentru că este moment unic în viață pentru mulți dintre noi, ca să avem în mijlocul nostru, să putem să ne atingem de brâul care a fost făcut de însăși mâinile Maicii Domnului. La sărbătoarea parohiei au fost prezenți mulți credincioși care au venit să se închine Maicii Domnului. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest moment? Un moment de regăsire, de mulțumire lui Dumnezeu pentru minunile mici din brațele noastre. Ce înseamnă pentru dumneavoastră aceste momente? O mare bucurie pentru noi. Nu o pot exprima în cuvinte. E mare lucru că Brâul Maicii Domnului se află aici cu noi și că nu pot să vă explic cât de mult mă bucur că am reușit și noi să ajungem aici. Duminică după amiază, cele două oracle vor fi duse la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Constanța. Acestea vor rămâne aici până luni, când vor fi duse în Grecia.